Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Ne câștigăm. Încrezători? Da! Ați venit cu curaj, da? Da! N-aud deloc concurenții. Sunteți pe mute în dimineața asta? După 3 imunități în care ne-am relaxat, battle-ul de astăzi vine așa, din punctul meu de vedere, ca un duș rece, cumva. Se pare că nu suntem așa imbatabili cum ne credeam noi. E greu. Mai suntem și cu ăștia de la MOV. Încă de la începutul emisiunii, noi am fost în stres continuu. Doar o singură dată am avut imunitate mare și parcă a trecut prea repede, nici măcar nu am înțeles-o. Și duelurile pe mine mă stresează foarte mult. Este ultima zi în Mani. Doamnește! În curând plecăm spre Creta. Și sunt foarte curioasă cine va veni cu mine. Chiar dacă grecii antici credeau că destinul este influențat de voința zeilor, în momentul ăsta, destinul este numai în mâinile voastre de bucătari și șefi fără limite. Nu ne putem lua adio de la Mani, acest ținut superb, decât printr-o rețetă tradițională. Yay, mama! Ce? Thank you. Facem conserve? Carne la garniță. Este vorba despre siglino. Cum? Siglino. Am auzit în viața mea de siglino. 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 Este o rețetă emblematică a regiunii. Este făcută după o tradiție foarte veche, pentru că această carne de porc se afumă cu ierburi aromatice pe lemn de cedru. Este ținută la sare și apoi la uscat câteva zile. Se păstrează fie în vase mari de lut, fie în borcane cu ulei de măsline extra virgin sau glină, adică grăsime de porc, de unde vine și numele, siglino. Ok. Ne uităm în borcanele alea, e carne la garniță, ce să mai spui? Adică la noi nu se vede pentru că e băgată în niște recipiente din asta, așa cu untură. La ei cu ulei, că au ulei pe toate drumurile. Ce ne-am. Se pare că este extrem de gustos. Se poate servi rece sau cald, în tot felul de preparate. Sunt foarte, foarte curioasă ce veți face voi cu el. Aveți libertate totală. Oh. Asta e. Să zicem că este așa, ca o declarație de dragoste din Mani. O declarație de maestrie culinară. Un statement cu un înțeles clar. Poate să fie rece, poate să fie cald, preparatul n-are importanță, trebuie să fie gustos. Este un preparat tradițional, probabil cei care vor degusta preparatele voastre sunt foarte familiarizați cu el. Uh-huh. Și de aici nu există limită, practic. Ai și câteva rețete? Câteva rețete? Cum să prepară asta? Va trebui să vă jucați voi cu rețeta. Și eu oricum sunt convinsă, pentru că vouă vă vin mereu idei geniale, sunt convinsă că o să o scoateți la capăt și de data asta. Din momentul ăsta, aveți 2 minute să vă consultați. Unde e Becky? Ai vinut Becky în coace. Șef! Orzu. Ne-a lăsat șef. Mă, eu n-aș face orzu. Cum să ne consultăm? Aoleo, cea mai mare tâmpenie după planetă este să ne dai nouă libertatea de a ne găti singuri farfuria. Că atunci începem să batem câmpii în toate felurile. Mariana a făcut ce mai zahuscuța aia? Da, zahuscuța. O tocăniță. Aia ce era, a fost bună, avea gust de zahuscă, da. Așa. Ok, așa trebuie să o facă, băgăm cărnița în ea, facem niște pilaf din orzo. Un nou ochi. O să fac orzo, amândoi. Fiate. Ouă în ața. Ou poșat. Poșat. Bravo. Da. Deci, fii atent, are așa orzo, tocănița, da. Cărnița așa, papac. Poșa deasupra. Poate și un pic de feta, vedem. Și un pic de feta, feta, da, să fie așa. De feta. Ai mei sunt de acord și le place ideea. Și atâta timp cât le place ideea și înțeleg despre ce e vorba, zic eu că o să iasă mâncare gustoasă. Este foarte, foarte posibil să fie o farfurie câștigătoare, după cum ne-a prezentat un nou șef și după cum vrea să o gătească. Și ce a ieșit? Mi-a zis orzo să facem. Orzo. Și o ciupercă mare și carne în ea, lângă. Piure, ciuperci, carne. Asta, pireu, asta am zis. Pireu trebuie, frate, că-i trebuie, mergi, măi.
N-ai mâncat acasă carnea asta? M-am bucurat când șefa a zis că pireul de cartof rămâne. Nu mi se pare că se potrivește altceva mai bine decât pireul de cartof. Pire în fiecare zi trebuie să avem, nu trebuie să scăpăm de el. Și dăm drumul la un pire. Pe carnea și oare prăjim tot cu usturoi și pătrunjel ca la nebun. Un pire, un farfurie, ciupercă și pe ciupercă punem carne. Păi, nu știu, eu încep cu ceva, să vedem finalul. Până la final mai avem, dar... Avem curaj să facem și o pâinică? Pituța. Pituță de aia? Hai, că ăștia mâncă ghiros, ce tu... Hai să facem ceva, că nu... Da, nicio... Tu faci ouă lăpușită atunci, tu faci tohănița. Eu fac orzou. Faci orzou. Dau drumul și la supă la chef. Și toate alea. Da, și supă, repede. Păi dau drumul la supă, șef, prima oară și după aia mă apuc să poșez ouăle. Deci, gata. Cartofi, usturoi, pireu, carne, pituțele, salata. Ei, nu vreau să vă spun nimic. Ce salată, din ce? Ce să iau? Trebuie morcov, castraveți. Ești nebun? Nu facem cum am făcut. Salată grecească, țăcănitule. Ok. V-ați consultat? Da, dar noi mai vorbim între noi. Sunteți inspirați? Da. Foarte. E timpul să trecem la treabă. Păi dacă nu suntem inspirați, suntem expirați. Bun. Proba voastră începe în 3, 2, 1. Run! Mult succes! Haide! Ai urmărit Șefi Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare. Alături de Lidl, meriți să fii surprins.